După 4 nopți de foc în orașele din Marea Britanie s-a făcut liniște. Aproape 800 de oameni au fost arestați în urma revoltei. Alții, în schimb, au fost lăudați. Printre ei și un român. Bărbatul a reușit să prindă în brațe o femeie care a sărit dintr-o clădire cuprinsă de flăcări. Încet, încet, lucrurile par să revină la normal. Acesta este mesajul transmis și de premierul britanic. Aflat în vizită în Birmingham, unul dintre cele mai afectate orașe, David Cameron a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a dat asigurări că poliția își va face datoria până la capăt. I think everyone in the country is going to be thinking about them and their families and what happened, because it was a truly dreadful incident. And I know that the police here in Birmingham, here in the West Midlands, are working night and day to get to the bottom of what happened and bring the perpetrators to justice. Și polițiștii din celelalte orașe devastate îi vânează pe huligani. Până acum, 770 de tineri au fost arestați. Câțiva dintre ei care au vandalizat străzile Londrei au ajuns deja în fața judecătorilor. I think they should go to prison for 10 years and they can have a good old think about what they've done to other people. Londonezii au lăudat în schimb pe cei care au îndrăznit să le țină piept huliganilor. În capul listei, aproape 300 de turci care au ridicat un zid în jurul caselor în care locuiau prietenii lor. Arkadaşlarımızdan savunmaya geldik. Benim burada bir sürü Türk arkadaşım var. Mesela Ali gibi. Onları savunmaya geldik. Yani başka amacımız yok. Hani buradaki insanların malına, canına zarar verebilirler. Și un român s-a făcut remarcat în mijlocul protestelor. Bărbatul a prins în brațe o femeie care a sărit dintr-o clădire cuprinsă de flăcări. Și britanicii au ajutat pe cei aflați în calea huliganilor. I'm totally overwhelmed by the generosity of people. You can see all the sort of blankets and towels and children's toys and Nici autoritățile n-au rămas indiferente. Le-au oferit oamenilor locuințe temporare, dar și asistență juridică pentru încasarea polițelor de asigurare. We think that the cost so far is at least 100 million pounds. Cei care au făcut aseară estimarea nu au luat în calcul pierderile provocate turismului. Chiar dacă principalele monumente istorice au scăpat neatinse, imaginile clădirilor și ale magazinelor în flăcări vor rămâne mult timp în memoria celor care se vor gândi să-și petreacă vacanța în Marea Britanie. Cu toate acestea, turiștii aflați deja în capitala regatului spun că nu se tem de noi violențe. Por lo que vi, estaba todo bastante controlado hasta ahora, así que espero que no pase nada. Liniște sau nu, cert este că lumea a văzut în aceste zile și fața urâtă a Londrei, cu mai puțin de un an înainte ca metropola să găzduiască Jocurile Olimpice din 2012.